Salutare, prieteni! Bună, prieteni! Prieteni, suntem pe canalul lui Alin. Prieteni, ne-a părut răb de brunețica că se va ita, că prângea pe Alin ca să-i facă și ei canalul, că n-are bani la copii. Și a făcut și Alin canal. Și să vă uitați și la brunețica, fanilor, prieteni, că noi i-am făcut canalul ca să aibă și ea fani. Ca să discută și ea cu dumneavoastră, că discută foarte bine, e o fată bună. Și ne pare rău, prieten, și de Iancu Jianu și de Maria, de cumnată mea, că atâta să prind toată ziua acolo de copilaș. N-ați văzut să duc și ei prin sat, chinuiesc cu fiară, cu ăștia, să aducă mâncare, că zice că avea nora acasă și copii. Și când a plecat nora și copiii, vă dați seama câtă jale a fost? Și cum zice el, Jianu, am avut un copil și eu l-am crescut să mă țină la bătrâneată, zice. Că fetele le-a măritat. Ce de fetele le-a măritat, le-a pus la pont, le-a dat galben la toaci și avea copilul și el ținea la el. Și l-ai văzut cum zice, vine Ioane acasă, vine Ioane, că ne-ai lăsat singuri. Și el nu-i pare rău de Iancu, Jianu și de Maria. Înțelegeți, prieteni? Nu-i bine așa un copil să-l crești, să n-aibă grijă la bătrâneață de tine, de mama lui, de tata lui. Ce să mai zic, prieten, că nu știu ce să mai zic. Mai vin fetele lui pe la el câte una, mai se duce cu tunița, îl mai cheamă pe la ea, pe Iancu și Ianu. Și asta e, prieten. Înțelegi? E greu pentru ei patronul, că sunt oameni bătrâni. E greu, înțelegi, ei să nu ar trebui să mai muncească ei acum, că sunt și ei bătrâni, să muncească copilul să le țină. Și mie îmi pare rău de ei că nu sunt oameni de vină, n-aveau de unde să știe. Păi ce sunt oameni de vină, ce-a făcut el, nu știa ei. Ah, uite că mă necai și bea un pic de apă. Mai vorbește și tu, Mihaela. Ești de la prima asta patroană, da. Pentru că... Uitați-vă, prieteni, zicem că trecem de la iarnă la vară, de unde? Ne-a păcălit timpul, am stat 2-3 zile, am băgat gecile de iarnă în șifoniere, am scos astea de vară și uitați că s-a întors timpul, ne-a dat peste cap. Da, Dumnezeu e mare, face orice. Am văzut că ninge în alte părți, patroană, e ca la munte, zăpadă până la genunchi. Dumnezeu întoarce pătura când vrea el. Așa e. Dumnezeu e mare și Maica Sfântă, Pupaia Stără. Păi nu vezi de câți ani nu mai avem noi iarnă? Că nu a mai fost de Crăciun, de Revelion, zăpadă, de ani de zile. Doamne ferești. Și avem în aprilie, când trebuie să vină aproape vara. Când a trecut babele, a trecut tot. Da. Acum să vină iarna. Și-o vrea Dumnezeu. Uite, mie de la inimă îmi vine de tușesc. Posibil, și eu tușesc tot așa, pe sistem nervos. Da. Nu pot să mai vorbesc, uite, de aia nici prietena, am putut să mai fac nici filmări. Că uite, îmi vine rău de la inimă. M-a tot stresat săptămâna asta. M-a stresat foarte mult. S-a adunat și oboseala la tine, patron, de atâtea luni de zile. Da. Mai au oamenii așa, o zi, două, da. Trei, dar la noi... Să stau în spital și am liniștită să fac tratamentul în spital. Ar fi trebuit. Așa trebuie. Să-ți da. Faci niște analize, că... Dar după Paște acum, ce să mai zic acum, după Paște. Stau și liniștită să-mi fac toate analizele și să fac tratamentul, după Paște. E greu, că asta le-am explicat și eu mereu la prieteni, că mulți ne întreabă tot timpul, de ce. Măi, prieteni, o mamă, v-am zis, la orice vârstă ar fi, copilul ei se pare tot timpul mic. Păi da. Tot timpul ai o grijă, că n-ai un copil. Eu spun copil, n-ai văzut că îi spun copilul eu. Păi da. Copil. E normal. Nici o mamă n-ar sta acasă liniștită în pat, să se uite la televizor. Da. Orice mamă ar face la fel cum face patroana. Da. Ce să facem? Și m-a sunat acum, m-a stresat mai de tot. Că e rău, că e așa, că asta pe din coace. Autoprogramare la urete să facă, că îl doare mult, spune lumea că îi vine mețala de la cap, că îi vine mețala când stă în pat. Și vine o mețală, prieteni, că vreau să vă povestesc. Și a anulat doamna
directoare de la pendicial i-a anulat programarea. Nu se poate așa ceva, prieteni. Și că i-a anulat-o, că de ce la, cum să zice... Că de ce la clinică privată, dar acolo la am găsit. La clinică privată, pe la clinici private sunt aparate bune ca să vadă. Dacă aici în spital n-a fost aparat de ăla. S-a uitat la urete la el. Dar acolo și că am înțeles că sunt niște aparate. I-a oprit pastilele 3 zile, nu le-a luat. Că a spus doctorița de la programare să nu mai ia pastilele aia când face urete acolo. Când se-l vadă la urete. Și de aia vreau să vă spun, prieteni, trebuie programările când sunt să le facă. Că uite, Doamne ferește, a mai murit la, cum îi zice, mă, care a murit? Nu știu cum îl cheamă, dar au mai fost oameni mulți. Ăla cu... Un boxior era. Boxiorul ăla, cum a murit, ăla care a fost cu Elena Udrea. Căci că nu îi făcea testatele la cum trebuie. Prieten, trebuia omul ăla să facă testatele. Și nu l-a dus nimeni să facă testatele și a murit. Așa, Doamne ferește, trebuie copilul meu să facă toate mistigățile. Că să nu-l omorâți, și aveți pică pe el, aveți dușmănie pe copilul meu, de-l faceți așa ceva, de anulat sunt toate ăștia. Înseamnă că aveți dușmănie pe el, de nu lăsa să facă toate verificările, că de-aia e internat de atâta timp, să facă toate verificările și la privat și la particular, că plătesc eu cu bani, dacă n-aveți, că nu vreau eu să plătească numai pușcăria, plătesc eu cu bani, ca să facă mistigățile. Ca să vedem ce are, de ce vine mețala aia, de ce toată lumea care s-a operat s-a sculat imediat. Că el are și la inimă, are peste tot, are bolnav grav. Și nu bănuie nimeni, că zicem de adins, prieteni. Nu zicem de adins, nu facem mofturi. Să știți de la mine că există Dumnezeu sus. Și Maica Domnului care știe că eu nu mint astăzi, în săptămâna de Paște. Copilul meu are multe boale și e bolnav grav. Să vă uitați la mine, la uitupul meu ce spun. Nu facem de adins că să-l internăm, că să-l facem bolnav. Să țineți cont că există Dumnezeu și Maica Sfântă, care spun adevărul că copilul meu are multe boale. Și lăsați-l să facă toate investigățiile. Și la particulare, că plătesc eu. Și la toate. Nu vă puneți de-a doua, că înseamnă, dacă vă puneți de-a doua, că sunteți dușman pe el, să-l omorâți. Mulțumesc, gata. Dragi prieteni, uite, am cumpărat un spanac și un mălai de porumb. Deci te-ai descurcat. Și vreau să gătesc ceva finuț care să fie. Băi, de cine mănâncă din mâinile tale? Taci mai cu mine, că gătești tu spanacul, eu îl gătesc. Nu știu dacă și să gătești mai bine ca mine. Doamne, mănâncă. Din punctul meu de vedere, nu știu. Mă, prieteni, nu să mănânc din mâinile lui ăsta. Bie o bere acum și de aia. Da, dar eu lucrez cu mănuși de protecție și de aia. Mănâncă tu cu mănuși de protecție. Păi, cu totul altceva. Mănâncă cu David tu. Păi, salată. Păi, oricum, lucrez cu mănuși de protecție ca bucătar. Aia. Și mâncați păi, voi, da, da, așa se mănâncă. Nu se mănâncă în pungă, se mănâncă făcut. Preparat. Da, dar cu mănuși de protecție. Da, da, bineînțeles că după... Această doamnă inocentă, care nu e compatibilă pentru a desfășura o activitate anterioară a bucătării personală, lasă probabil. Că patrona face mâncare bună, eu am văzut că face mâncare bună. Știu și o să fac și o mâncare bună și mergem înainte. Ioane, eu vreau să zic că eu nu sunt, cum zici tu, că eu când îmi comand burger sau ceva, eu știi ce fac eu prima oară? Ce faci? Baie și mă duc direct la ghiuvetă. Păi lasă, ghiuvetă e una, spălatul e alta și altceva. Ia zi-mi. Păi n-aduce, ia pastilele, ia cutia întreagă, că ești atât ce domnul. Care? Da, mă, bravo. Bravo, mă. Deci, prieteni, încheiem și noi vlogul, că John pleacă în misiune și ne mai vedem mâine cu noutăți. Vă pupăm și revenim mâine.